Imaginile momentului, doamnelor, domnilor, stare de alertă, incendiu în stația de autobuz, autoturism în Flăcări. Vedeți noastră ce se întâmplă acolo. Aurina Petrea ne explică exact care este situația. Te ascultăm, Aurina. Incidentul extrem de grav s-a petrecut într-o stație de autobuz din piața Mihai Viteazu din Cluj. Un autoturism a fost cuprins de flăcări. Cel mai probabil, proprietarul a reușit să tragă foarte repede mașina pe dreapta și să se salveze în ultima clipă. Practic, participanții la trafic au rămas înmărmuriți. Aceștia nici măcar nu au putut interveni pentru că mașina imediat a fost cuprinsă de flăcări și pur și simplu a ars ca o torță. Pompierii au fost chemați la fața locului să intervină pentru a stinge flăcările. De asemenea, aceștia vor deschide și o anchetă și vor cerceta cauzele producerii acestui incendiu.